Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, pentru că trebuie să fim în ton cu tot ceea ce se întâmplă în mediul online în această perioadă. Acolo sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră sunteți prezenți, indiferent de vârstă. Bineînțeles, ne puteți urmări și pe micile ecrane în fiecare zi de la ora 16 și ora 20. Și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați. Politica este omniprezentă. Nu greșesc când spun acest lucru, sunt convinsă, pentru că ne place sau nu ne place, influențează probabil și faptul că atunci când mergem la magazin și ne cumpărăm o pâine, prețul acela este influențat de anumite politici și de politică, bineînțeles. Vedem ce se întâmplă astăzi în partidul Forța Dreptei, un partid care este în plină organizare, dacă pot spune asta. Este un partid care încearcă să schimbe puțin traiectoria, tot ceea ce cunoaștem noi că înseamnă politică, și încercăm să vedem dacă avem nevoie de această schimbare sau nu în România, pe această plajă destul de largă a partidelor românești. Vedem care mai este situația și la nivelul județului Hunedoara în ceea ce privește acest partid și care sunt, până la urmă, ideile, cu ce vin în fața dumneavoastră pentru a putea schimba împreună, de ce nu, ceea ce cred că fiecare dintre dumneavoastră își dorește în perioada următoare, iar 2024 va fi un an destul de interesant. Alături de mine astăzi este domnul Pompiliu Crai, președintele Partidului Forța Dreptei Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Salut, mâna, bine v-am regăsit și salut toți urmăritorii noștri, indiferent de vârstă, sex sau confesiune sau apartenență politică. Suntem într-o perioadă a postului, se apropie sărbătorile și eu zic că trebuie să fim mai smeriți un pic, mai cu băgare de seamă în tot și toate ce le spunem și le facem. Mai este poporul român unul smerit? Este, sigur. Există și latura aceasta la oricare popor a smereniei. Sigur că ea se poate manifesta mai pregnant sau mai puțin pregnant. Eu zic că la români, mai ales în perioada Sfințelor Sărbători, se manifestă destul de pregnant smerenia și credința în Dumnezeu cel atotputernic. Poate ar fi bine să păstrăm puțin din această smerenie și pe parcursul anului, să mai avem așa puțin evident, din tot ceea ce înseamnă evident acest spirit al sărbătorilor, această bunătate pe care și unii politicieni o afișează, cei drept, mai mult în anumite perioade a anului. Acum, într-o oarecare măsură, de ceva timp a început o campanie pentru 2024, vedem cum și premierul României merge și la fotbal, merge și în diferite și participă la diferite acțiuni și nu numai. Mulți dintre politicienii români au ales deja să facă aceste mișcări, să spunem. Da, foarte bine că se produc în felul acesta politicienii, însă vis-a-vis de smerenie, eu le-aș recomanda nu numai politicienilor, tuturor oamenilor, atunci când au un răgaz de timp, să deschidă oriunde cartea de căpătâi, adică Sfânta Scriptură, și în mod cert la orice pagină vor găsi o bună pildă care face referire la smerenie. Deci e un lucru foarte simplu. Oricum, cartea de căpătâi nu se citește ca un roman, ea se studiază, iei din ea anumite pilde și până la urmă te lămurești asupra aspectului acesta divin, ca să spun așa. Lucruri care ar trebui făcute din suflet, nu doar aparent, sau să mai postăm pe rețelele de socializare. Auziți, acum dacă tot am intrat în subiect
fiind, apropiindu-se Sfintele Sărbători, asta, iată, peste două zile, miercuri, va fi prima, Sfântul Nicolae, am avut Sărbătoarea Națională 1 decembrie, la mulți ani cu această ocazie tuturor. La mulți ani. Însă, cum să vă spun, datoria noastră în aceste momente este să fim mai buni, mai calzi, să știm să dăruim celor dragi din familie sau altora un mic dar, pentru că asta contează foarte mult și în mod special celor nevoiași, trebuie să ne gândim la ei, copii orfani, bătrâni din centre de îngrijire și așa mai departe. Sunt momente pe care, din păcate, politicienii de multe ori le folosesc doar în anumite ocazii, nu e o chestiune permanentă. Iar, că spuneați de credință, credința este în sufletul nostru, a fiecăruia. Nu trebuie să folosim credința ca pe o marfă, adică nu vindem la tarabă credința și nu o folosim în scopuri meschine până la urmă. Deci, asta e faptul că unii mergem sau nu mergem la biserică, sigur, nu e neapărat important să mergi la biserică, pentru că credința o ai până la urmă în sufletul tău și poți să... Dar e bine, eu știu, odată la nu știu cât timp să mergi să aprinzi o lumânare, să te rogi un pic. Deci sunt chestiuni, sigur, nu putem obliga pe nimeni, fiecare are dreptul să absolut, fiecare... creadă sau să nu creadă în cele sfinte, dar este bine, ne învață multe credința, ca să spun așa. Ne ajută sau vă ajută, îi ajută pe politicieni credința în tot ceea ce fac ei zi de zi în, pentru România, pentru politică în general și pentru toate aceste jocuri până la urmă, să le spunem, pe care le fac. Nu, în general în politică există o falsă credință, deci tocmai asta vă spuneam mai înainte, că ea este folosită ca o marfă, adică nu merge, deci nu putem să amestecăm lucrurile. Politica este politică, credința, manifestarea credinței este cu totul altceva și atunci nu este bine să le amestecăm. Mie mi se pare așa o chestiune ostentativă când vezi politicieni care clamează credința cu atâta siguranță, cu atâta, și după aia îi vezi arestați, fug peste graniță, îi vezi pe birourile lor, e plin de icoane. Dar de... prinde foarte bine la un popor care este... Da, da. În proporție destul de mare credincios. Prinde foarte bine, dar până la urmă trebuie să ne dăm seama că să expui credința în mod ostentativ, iarăși nu este bine. Iar tu, pe de-o parte, furi, înșeli, păcălești pe toată lumea. Păi Dumnezeu nu te iartă, pe Dumnezeu nu-L păcălești. Dacă ne păcălesc acești oameni pe mine, pe dumneavoastră, pe altul, bun, ne păcălesc, da. Singurul pe care nu-L putem păcăli este Dumnezeu. Și dacă procedăm în felul acesta, până la urmă Dumnezeu își aplică pedeapsa. Fie cea divină, fie... E o vorbă, cu ce mână dai, cu aia primești, nu? Exact, așa că avem destule exemple în ultima vreme de politicieni pseudo-credincioși, dar care acum sunt fie urmăriți penal, fie condamnați, fie fugari. Vă dau așa, dacă vreți, 3-4 exemple, dar nu mai pot. Am zis că să fim mai... Sunteți mai liniștit acum în această buni, perioadă. Mai, da. Exemple sunt numeroase, sunt cu numeroase, cei care sunt ne numeroase. Că știu prea bine ce dar, se dar până la urmă vedem că și eu am mai spus-o, că clasa politică de la noi, de 30 ceva de ani, n-a făcut dovada smereniei și a bunei credințe. Nu, ca să nu folosesc alte cuvinte. Spuneam la începutul emisiunii că 2024 va fi unul destul de complicat și pentru cetățenii acestei țări, dar și pentru cei care se aruncă în această luptă politică. Vom avea prea multe alegeri, dacă putem spune acest lucru. Este pregătit Partidul Forța Dreptei pentru 2024? Acum, eu o să vă răspund simplu la această întrebare. Este pregătit și am să și dezvolt. Acum, noi suntem înființați de 2 ani. Organizația De la Deva, luna aceasta face un an. Să formezi un partid politic de la zero, să pleci cu el, este un lucru
foarte dificil și greu. A fost o provocare și pentru dumneavoastră, mă gândesc, având în vedere că totuși ați făcut parte dintr-un alt partid. A fost o provocare și pentru mine, mai ales că sunt și la o anumită vârstă la care, cum să spun, omul începe să gândească să se retragă, mai ales că sunt la pensie din 2017, dar din anumite motive personale legate de nemulțumirea mea referitor la modul cum s-au separat apele în Partidul Național Liberal, care s-a predat cu arme și bagaje PSD-ului, după aproape 30 de ani, numai în PNL, eu am hotărât să o iau pe alt drum, să pornesc pe alt drum și să merg în acest proiect politic alături de Ludovic Orban. Sigur că la momentul de față noi ne pregătim pentru congres. Congresul va avea loc la anul viitor, în luna martie, probabil după 15 martie. Pentru a face congresul, în organizațiile locale din toată țara, suntem în perioada alegerilor. Deci am început deja, noi am făcut la Comuna Pestișul Mic deja prima rundă de alegeri, urmează săptămâna viitoare la Petrila și tot așa, ușor, ușor la Gioagiu și așa mai departe. Vreți să acoperiți întreg județul, să înțeleg? Aproape întreg județul, încercăm în paralel să mai înființăm și alte organizații. Deci suntem în discuții cu diversi oameni care au inițiativă în acest sens, pentru că un partid politic în curs de formare se constituie prin înființarea unor comitete de inițiativă și cu un președinte care este președintele comitetului de inițiativă. Deci ei se întrunesc, vin și scriu adeziunea, 5, 10, 15, câți or fi și... Să birou... înțeleg că primiți și oameni noi în politică, nu neapărat deci, politicieni. Nu se pune, nu se pune problema, deci să știți că sunt foarte mulți, sau majoritatea sunt oameni noi care n-au făcut politică. Alții sunt oameni care au făcut politică, dar de fiecare dată eu am fost împreună cu colegii mei din biroul județean, am fost foarte atenți la cei pe care îi primim în partid. Adică ne uităm un pic la faceți o selecție CV-ul omului, la parcursul lui în viață și cel politic și cântărim puțin aspectul ăsta. Dar eu pe această cale invit cât mai mulți cetățeni, în special tineri, care din păcate stau destul de retrași din punct de vedere politic, îi invit să vină alături de noi. Ne găsesc toate datele de contact pe paginile de Facebook Forța Dreptei Hunedoara, Forța Dreptei Deva, unde ne găsesc și cu numere de telefon, adresă de mail și așa mai departe. Pot să vă găsească destul de ușor. Da, asta e ideea. Da. Avem sediu în centru, la Cepromin, aici lângă Ulpia. Deci este foarte simplu din acest punct de vedere. Vă sigur, pregătiți de congres, ca asta spuneați, da. Și încercați să găsiți echipe bine închegate și să le formați, bineînțeles, în județul Hunedoara. La fel se întâmplă în întreaga țară, pentru că am văzut și în Vâlcea au fost recent alegeri. A fost primele alegeri județene, la județ, pentru că alegerile locale din unitățile administrative, în final, culminează cu alegerea la județ. Noi la Hunedoara avem în 24 februarie conferința județeană este programată în 24 februarie. Și până atunci trebuie să facem în cât mai multe OAT-uri alegeri. Adică acolo unde putem să înființăm, iar condiția de a putea face conferința județeană, ca în 50% din organizațiile înființate, minim 50%, să facem alegeri interne. Și ulterior ne pregătim pentru congresul din martie, cum v-am spus. Ludovic Orban dorește ca să intre în alegeri cu partidul constituit prin alegeri. Adică să trecem de etapa asta de formare, de interimat, că toți suntem interimari. Dar asta e parcursul firesc, așa se întâmplă la orice formațiune politică nou înființată. Nu vă ascund că toți m-ați întrebat cum se desfășoară lucrurile, nu vă ascund faptul că
De sus în jos, dar cel mai pregnant se vede sus, ni se pun bețe în roate. În ce sens? Poate că dacă urmăriți televiziunile naționale, observați că Ludovic Orban sau Violeta Alexandru, oamenii cu notorietate fantastică în viața politică românească, nu-i vedeți invitați la emisiuni. Aproape la niciun post. Sau și dacă sunt invitați foarte, foarte, foarte rar. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că cineva lucrează în acest sens. N-aș putea să spun acum că nu am probe și dovezi. Eu vă spun doar că constat un anume lucru. Deci nu știți de către cine. Nu pot să știu. Pot doar să bănuiesc că sunt oameni în politică care se tem de Ludovic Orban, fiind un personaj cu asemenea notorietate, se tem și atunci cea mai bună armă ca să poți, să zic așa, să învingi un om sau să vrei să-l învingi, până la urmă te folosești de ignoranța asta, adică îl ignori, induci publicului ideea că el nu există sau că Partidul Forța Dreptei nu contează în sondaje. Chestiuni, astea sunt tertipuri politice care se folosesc până la urmă. Sigur, este imoral, dar până la urmă e practic, să zic așa, e o practică folosită la noi în politică. Poate și în alte părți, dar la noi se folosește, văd că în mod pregnant. Lucrurile, în schimb, când mergem spre media locală, parcă un pic se schimbă. Adică n-aș putea să vă spun că eu personal aici la Hunedoara am fost, să zic așa, ignorat sau... Nu, au fost destule ocazii în care presa a relatat, în special trustul dumneavoastră, a relatat destule aspecte legate de activitatea noastră. Până la urmă, așa este deontologica. Toate partidele așa este politice sau pe cât sigur. Se poate să fie cât mai multe partide care să-și expună viziunea pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine ce face fiecare partid în parte, care este ideologia acelui partid, dacă mai putem vorbi despre așa ceva, pentru că s-au împrumutat destul de multe lucruri de la un partid la altul. Acum, noi suntem clar un partid de factură liberală, ideologia noastră este de tip conservator liberală, suntem practic un partid de centru-dreapta, să spun așa. Noi așteptăm să vină alături de noi și am făcut și Ludovic Orban a făcut apel în repetate rânduri tot ce înseamnă forțe politice progresiste, exceptând PNL-ul, care astăzi este la remorca PSD-ului, chiar dacă declarativ PSD-ul spune că va merge singur în alegeri, că nu are așa, nevoie de PNL, că nu are nevoie, că nu... Ei spun declarativ așa, dar de fapt în culise lucrurile se discută de o cu totul altă manieră. Ce spuneți și după experiența pe care o aveți de atâția ani în politică, că practic ar fi doar niște declarații aruncate așa de dragul de a spune că nu, eu PSD mă duc singur, PNL-ul nu contează pentru noi în această ecuație, îi lăsăm singuri să demonstreze și de fapt ieftin. În spatele cortinei lucrurile sunt altfel, există înțelegeri între cele două. Este un teatru ieftin, există înțelegeri în mod categoric, păi nu poate să nu existe când ești la guvernare. Păi trebuie să gândești în perspectivă și atunci asigur că PNL-ul văzând că pierde, dar pierde masiv din electorat, atunci a trebuit să vină declarativ cu ceva. Numai că ei știți cum fac, azi vin cu o declarație care să zicem o declarație politică bună, da, mergem singur, dar mâine îl primesc pe Mircea în partid, da, în mod oficial cu domnul Ciucă, cu domnul Bodeș, cu doamna Vetuța alături. Da, a fost o mișcare foarte interesantă, lăsat așa pe foarte mulți. Da, interesantă, interesantă, numai că eu am aflat că de fapt Ciucă nu știe de dosarele lui Mircea și de condamnările lui Mircea. N-am nimic cu Mircea ca persoană. Trebuie că au fost aceste informații. Păi, probabil că dacă vii cu atâta veselie și vervă și cu zrâjetul pe buze, tu, Udita, mai președintele partidului, să girezi
Bașca o chestiune ilegală din punerea statutului Partidului Național Liberal, unde, respectă? Unde spune clar că în partid nu pot fi cooptate, persoane care au avut antecedente și condamnări penale. Deci atât păi să înțelegem că nu-și mai respectă condamnare statutul. Penală, abuz în serviciu, are mai multe. Deci cum vii tu și ca președinte de Paris să girezi așa ceva? Sigur că, până la urmă, eu ar trebui să bat în palme și să mă bucur că PNL-ul face asemenea mișcări politice, între ghilimele, dar... Domnul Muntean este destul de apreciat în continuare de către deveni și nu numai, a fost poate o mișcare și de imagine pentru PNL. Ce ziceți? E cu două tăișuri. Este cu două tăișuri. Asta, cum să zic, e creată și treaba asta că încă este apreciat, că nu știu ce. Probabil că sunt, fiecare om are niște adepți, dar eu zic că alegătorii, timpul trece, oamenii schimbă mentalitatea, da? Astăzi oamenii judecă cu totul altfel, să știți, decât acum 5 ani, decât acum 10 ani când Mircea era pe val. Sigur, a avut el și el realizările lui, dar condamnările, fiecare, ei toți care au condamnări se declară victime, victimele sistemului. Care sistem? A sistemului politic, bănuiesc, că la asta se referă. Pe dacă te consideri victima sistemului politic, iar te reîntorci în politică, nu? Păi du-te, frate, la biserică, călugărește-te, dă-te cu cele sfinte, fă altceva. Nu revii iarăși în politică ca, vezi, Doamne, să corectezi ceva, să faci bine sau nu știu. Și domnul Moloț a revenit în PNL, nu? Dragoste. Despre domnul Moloț nu cunosc, nu știu, să vă spun, l-am întâlnit la 1 decembrie, am schimbat câteva cuvinte, nu știu despre dânsul, dacă a revenit sau nu în PNL. Deci nu am văzut decât zvonuri, cred că și dumneavoastră. Tot a așa. A declarat în direct, în cadrul unei emisiuni pe care am realizat-o. Eu am auzit declarația dânsului că are intenția și că probabil se simte în putere să mai facă politică și să candideze pentru ceva. Asta am auzit eu, dar eu nu l-am auzit spunând, da, sunt membru PNL, asta n-am auzit. Așa că nu știu, dacă dânsul revine, sigur, dânsul nu are condamnări, a avut un dosar, s-a dovedit în final că nu a fost așa și, sigur, dacă... Doar că spuneți, în cazul domnului Mircea Muntean, aici lucrurile sunt... Sunt total diferite. Deci, total diferite sunt lucrurile. Deci nu... Deci mie mi-e greu să probabil să că cred. Are și PNL-ul, cel puțin la nivelul județului Hunedoara, o strategie din acest punct de vedere. Are că se înțeleg că Mircea e președinte interimar la organizație la Hunedoara. Da? În Hunedoara se pare că PNL-ul nu mai există sau n-a mai existat și acum prin venirea lui Mircea, având în vedere legăturile lui cu Hunedoara, a lucrat pe la combinat, în fine, deci are conexiuni bune să refacă organizația și să-i țină pieptul Băbăuțanul, ceea ce mă îndoiesc, că nu poți, până la urmă nu ții pieptul unui om, ții piept realizărilor acelui om. Și asta ar trebui să se întâmple în toate localitățile până la urmă. Că la PSD, că nu știu unde ei, nu contează dacă omul are realizări pentru cetățenii lui, pentru orașul lui, trebuie apreciat omul și atunci nu văd cum ar putea Mircea să câștige alegerile la cu nu știu care candidat, că el nu poate candida la municipiul Hunedoara. Noi, că tot m-ați întrebat ca partid, în momentul de față suntem în etapa de constituire a grupului de inițiativă la Hunedoara. Am găsit deja un nucleu de oameni cu care am discutat și au scris deja adeziunile și urmează să înființăm organizația la Hunedoara. Probabil după sărbători se va întâmpla lucrul ăsta, că nu are sens să ne mai grăbim. Veți da și un candidat acolo pentru... Probabil că vom da și un candidat. Acum, cum să vă spun... Candidat din alianță, pentru că tot vorbim de această alianță, acest pol de dreapta pe care îl conturați, sau va fi fiecare partid din această alianță să vină cu câte un candidat, dacă ați adus în discuție și subiectul acesta, eu v-am spus mai înainte că așteptăm și facem apel
la întreg spectru politic progresist, să vină alături de noi, alături de PMP, alături de USR. Discuțiile noastre au început cu cele două partide, cu PMP și cu USR, atât la vârf, cât și aici local. Eu am avut local aici două runde de întâlniri, una a fost separat cu PMP-ul, după care am avut o rundă de întâlniri împreună PMP-ul cu USR-ul și cu mine. Sigur că lucrurile în momentul acesta sunt în discuție, adică discutăm, ne înțelegem asupra unor acțiuni în perioada următoare, ce putem să facem acțiuni împreună, comune. Acțiuni comune, cum a fost și de 1 decembrie. De 1 decembrie ne-am întâlnit cele trei partide, sigur n-a fost depunere de coroane, că în alte orașe au fost depuneri de coroane. Aici, nefiind depuneri de coroane, de exemplu la Alba s-a depus de către cele trei partide o singură coroană. Aici am stat împreună, am făcut câte o fotografie, că e firesc să faci așa ceva, și după manifestări, chiar pe întâi am avut discuția în trei și am stabilit niște repere de care să ne ținem în perioada următoare, așteptând și ceea ce se va întâmpla în negocierile de la București, de la nivel înalt, între cei trei președinți de partid. A mai fost o manifestare politică comună în urmă cu o lună la Alba Iulia, organizată de către PMP, unde au participat PMP-ul, conducerea PMP-ului, Eugen Tomac a fost prezent, USR-ul a fost prezent, domnul Drulă. Noi am fost prezenți prin doi președinți din județul Hunedoara, eu și Mureș, un alt coleg, și un prim vicepreședinte de la partid, întrucât Ludovic Orban în aceeași zi a avut la București alegeri interne la partid și n-a putut să vină. Întâlnirea a fost foarte bună. Iarăși la acea întâlnire s-a arătat necesitatea încheierii negocierilor și înființării unei alianțe. Acum, că va fi și pentru europarlamentare, n-aș putea să vă spun. Acum, europarlamentarele trebuie să înțelegem cu toții că cam sunt pe familii politice. Și noi aici, cele trei partide, suntem trei familii politice, știți? Și atunci, la europarlamentare, lucrurile stau puțin altfel. Veți merge separat. N-aș putea, nu. N-o luați ca pe o certitudine. Eu vă spun doar că e mai dificil de a funcționa într-o structură politică comună. Dar, sigur, există posibilitatea sau probabilitatea să mergem și la europarlamentare împreună, pentru că sondajele ne arată, pentru europarlamentare, ne arată că împreună cele trei partide ajung pe locul 2. Ceea ce este un lucru foarte bun. Separat, sigur, fiecare e undeva pe scala asta cu un anumit număr de procente. Acum rămâne de văzut ce vor hotărâ cei trei lideri, pentru că sunt niște lideri, avem niște organisme, fiecare avem niște organisme de conducere centrale ale partidului. Noi probabil în luna ianuarie ne vom reîntâlni în cadrul Consiliului Național, că ăsta e unul din organismele de conducere ale partidului până la congres sau între congrese, să spun așa. Am avut chiar ieri o discuție telefonică cu Ludovic Orban, în care l-am sunat personal să-l întreb ce se mai întâmplă la București, cum a fost. Să luați pulsul. De întâi, da, păi întotdeauna îl sun, cel puțin o dată pe lună sau îl sun. El este o persoană care răspunde la telefon indiferent cine îl sună. Oricare cetățean de rând din țara asta îl sună, e foarte ușor de aflat numărul. El răspunde și stă de vorbă cu oamenii. Atunci vă dați seama că mie îmi răspunde că discutăm chiar chestiuni concrete și chiar dacă nu răspunde acum, mă resună peste 5-10 minute, un sfert de oră. Și îmi spunea același lucru, că e cumva dezamăgit de aspectul ăsta, modul cum îl tratează media, că asta e, nu înțelege nici el, dar
n-are ce să facă în momentul de față, că se pare că și dacă ai avea oricâți bani, tot acolo ar sta lucrurile. Sigur că banii sunt iarăși o chestiune care nu poți să nu o aduci în discuție, în politică. Da, nu s-a dorit înființarea grupului parlamentar al partidului nostru, deci cererea Zace într-un sertar, fiind ignorat acolo, tocmai pentru a, dacă se constituia grup parlamentar, altfel trebuia să fim tratați, din punct de vedere politic și financiar și așa mai departe. Și atunci, sigur că pe toate căile ni se pun bețe noastre. Dar nu, noi nu dezarmăm, mergem înainte, așteptăm să vină adepți alături de noi și sunt convins că vor veni. Cât privește PNL-ul care astăzi, din păcate, actualul PNL care era la remorca PSD-ului, deci nu mai are ideologie, nu mai are opinie, nu mai are propuneri, nu mai contează în guvernare. Sunt și acolo oameni, am dat mâna cu unii dintre ei la 1 decembrie, pentru că ne cunoaștem de o viață, am rămas în relații amicale și le-am spus: oameni buni, trebuie făcut ceva până la urmă, pentru că cei care conduc partidul sunt vremelnici, sunt astăzi, mâine nu o să mai fie. Ar trebui să înțeleagă și ei. Rămân regretele, da, că a fost o etapă neagră în istoria acestui partid PNL, singurul partid istoric, dar nu din țară, din Europa. Da, care din păcate în prezent nu are un viitor. Nu are, din păcate nu are. Nu are un viitor și vedem că situația politică la ora actuală, la vârf, se complică, au apărut partide de o altă factură. Avem exemplu la AUR, care a foarte mult în AUR a preluat, să spun așa, ideologia PRM, modul de manifestare a PRM-ului. Și-a găsit culoarul. Și-a găsit un culoar, sigur. Nu vreau să păcătuiesc, dar știți cum e? Eu am așa un principiu că de multe ori în politică se obișnuiește să vinzi iluzii celor care nu vor să accepte adevărul. Și cei care nu vor să accepte adevărul întotdeauna preferă niște promisiuni fără acoperire, fără, și asta se întâmplă și la PSD, și la PNL, și la AUR. Sigur că nu pot să mă dau pe mine sau pe noi, Forța Dreptei, să ne includ în acest exemplu, pentru că noi nu ne-am manifestat încă, n-am avut cum să ne manifestăm ca să putem face, între ghilimele, aceste greșeli, că astea sunt niște greșeli, niște, o lipsă de abilitate, ca să spun așa, dar unde ține, ține, și votul, adică politica e pe voturi. Asta acum, trebuie să înțelegem. În 2024 se va schimba topul partidelor, cu siguranță. Da, cu siguranță se va schimba. Cel puțin asta arată și mare parte, deci, dintre sondaje. Cu părere de rău o spun, deci cu părere de rău o spun, în momentul de față, conform sondajelor pe care le vedem aproape zilnic, PSD-ul se situează tot acolo. De ani de zile. De ani de zile. E mereu acolo. Este mereu acolo, cam cu același procent, în jur de 30%. Păi este acolo pentru că încă în România există o categorie de cetățeni dependenți de o anume ideologie și care provin ca și mentalitate, ca și activități profesionale dinainte de 90. Și eu fac parte din această categorie. Însă, cum să văd, poate că educația din familie, faptul că bunicii, străbunicii mei au avut de suferit de pe urma comunismului, m-a făcut să gândesc un pic și să privesc lucrurile altfel, pentru că trebuie să recunoaștem că PSD-ul este continuatorul Partidului Comunist. Deci nu are rost să ne ascundem. V-ați gândit vreodată, sau poate imediat după ce ați plecat din PNL, să mergeți înspre PSD, tocmai pentru că au această notorietate, au această siguranță și l-au avut. Niciodată. Mai bine stau acasă și îmi văd de treabă. Deci niciodată n-aș face pasul ăsta. Absolut. Deci n-aș putea. Chiar dacă sunt, repet, da, câștigătorii cumva. Aveți impresia din, că nu există oameni care sunt dispuși să piardă, dar să-și respecte ideologia, mândria, crezul. Păi cum aș putea eu, când bunicul meu a fost deportat în Bărăgan,
în seara de înviere, urcat în bou vagon, cu ce au avut pe ei și-au putut să-și ia și-au stat 10 ani în Bărăgan, din Banat. Lucrurile astea nu cum? Se pot șterge. Și eu acum să vin să mă dau cu nepoții lui Iliescu și al lui nu știu mai cine. Deci, nu se poate. Deci, mulți zic, da, că totuși că atunci s-a făcut, s-a construit, s-a... Eu îi combat din trei cuvinte pe toți cei care vin și aduc ode celor de atunci. Pentru că eu știu, aveam copil mic în perioada aia și ca să iei un litru de lapte sau să iei o cutie cu lapte praf, trebuia să faci intervenții pe nu știu unde, să faci cozi noaptea, să... Nu se poate, deci lumea... Trebuia să apelez mereu la acele pile, nu? La acele pile, da. Păi, exact. Acele pile, că de-aia avem noi mentalitatea asta și în zi de azi, pentru că ea vine, se translatează ușor, ușor de atunci. Dar, cum să vă zic, încet, încet acele generații vor dispărea și atunci vom dispărea, că mă includ și pe mine aici, că am peste 60 de ani și... Mulți înainte cu sănătate. Se folosește astăzi expresia, cred că ați auzit-o, adresată celor de vârsta mea, că 60 de ani și final, între 60 de ani și final. Deci, nu e o expresie deloc fericită. Nu e, dar pentru că e eu de sunt uzanță. Convinsă că și cei care o folosesc au părinți, au bunici poate de vârsta aceasta și mă gândesc că și-ar dori să-i și să vă mai spun mai ceva, mi-am aproape. Schimbat nu de mult buletinul, cartea de identitate și nu, eram obișnuit să mă uit acolo până când e valabil. Termenul de valabilitate, nu? Da, acum e valabil până în 2100. Vedeți, asta e semn. Mai trebuie cel puțin atâta, nu? Ei, ca să-l mai schimbați. Vă dați seama că așa te apucă o melancolie când te uiți și, bă, ăsta e ultimul, să am grijă de el, să nu-l distrug. Și mai ales că dacă... să dea Dumnezeu să ajungeți până în acel an și să-ți mai schimbați încă o dată. Avem în vedere că mama mea împlinește 91 de ani, înseamnă că am o genă bunicică. O genă bună. Măcar la să mulți ajung. Ani îi dorim cu sănătate și noi. Mulțumesc. Cu atât mai mult cu cât... Iată, de Moș Nicolae face 91. Deci aveți petrecere, da, în familie mare, de Moș mare Nicolae. Petrecere. Da. De Sfântul Nicolae, mai exact. Sfântul cu atât mai Nicolae. Mult cu cât, iată, și guvernanții noștri promit acum de anul viitor pensii mărite, deci traiul va fi din ce în ce mai bun pentru cei aflați la pensie, nu? Doamna Nicoleta Petronela, iertați-mă. V-ați gândit la Sfântul Nicolae? Da, nu știu de ce. Peste tot declarativ se spune de la 1 ianuarie se majorează pensiile cu 13,8%. Eu vă spun și declar aici și să audă toți oamenii, este o minciună gogonată. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de la 1 ianuarie doar se actualizează pensiile cu rata inflației din anul trecut. Rata inflației care a fost cam de 14%. Păi ce majorare este? Da? E 14, 13, hai să zicem. Păi nu faci altceva decât aduci pensia la nivelul prețurilor. Păi asta e majorare? Deci vedeți cum minciuna are picioare scurte. Și toată ziua ieșim la televizor, Ciolacu și Ciucă și alții și spun, mare realizare, mărim din pensiile. Din ianuarie și mai apoi din septembrie, a doua rundă de din septembrie majorări. Intră în vigoare, de la cu data de 1 ianuarie, intră în vigoare noua legea pensiilor, unde, da, sunt prevăzute cu 1 septembrie niște majorări, care înseamnă majorarea punctului de pensie. De fapt, se schimbă întreaga filozofie cu noua lege a pensiilor legat de valoarea punctului de pensie. Valoarea punctului nu va mai fi 1700 sau până la cât se va merge acum. Ea va fi 801 lei. Da? Deci, nu 800, 80. La fiecare pensionar se va modifica punctajul. Deci vor fi niște recalculări și punctajul fiecăruia va fi revizuit. Deci, practic, nu vor fi cazuri în care cineva să piardă din punctaj. Ba, din contră, vor primi puncte în plus, pentru că așa prevede noua legea pensiilor, legat de durata activității, legat de
activitatea studiilor pe care le-a avut fiecare, armată și așa mai departe, care vor fi, până acum au fost cotate doar ca vechime, nu ca și puncte. De acum înainte vor primi și un anume punctaj. Noua metodologie practic înmulțește valoarea punctului, care va fi 81, cu punctajul recalculat. Și atunci, în mod categoric, fiecare cetățean, pensionar, fiecăruia îi se va majora cu un anume procent pensia. Cam asta este mecanismul, pe scurt, ca să spun așa. N-am intrat în amănunte să studiez încă legea, dar probabil o voi studia. Însă astea au fost lucruri care au fost prezentate pe media și se cam știe că așa stau lucrurile. Va avea Guvernul României banii necesari pentru a suporta toate aceste majorări de pensie anul viitor? Că se discută foarte mult despre acest aspect. Deci Guvernul României, în momentul în care au promovat această lege și președintele a promulgat-o, au pus practic căruța înaintea boilor. Adică nu au studiat foarte atent de unde vor lua acești bani, pentru că este vorba de o sumă considerabilă în buget. Bugetul național este în lucru, încă nu știm nimic despre buget. În bugetul care va fi aprobat până la sfârșitul anului vor trebui prevăzute aceste sume. Acum, eu spun așa, bănuiala mea este că o parte din diferența din diferență va fi suportată prin împrumuturi, că până la urmă împrumuturi se fac în fiecare lună și acum, pentru diverse ocazii, diverse situații, așa că nu m-aș mira ca, virgulă, cu bună știință, în buget să se prevadă anumite sume care vor fi de fapt credite. Așa se cheamă, credite. În ultimele două minute din această emisiune vreau să discutăm puțin și despre ce se întâmplă în mediul privat din România, pentru că sunt foarte multe nemulțumiri din partea acestor oameni care fie au o afacere de familie, cum se numește, pentru care au muncit pe brânci, fie au afaceri la un nivel mult mai înalt, care iată acum sunt afectați de noile modificări. Gândiți-vă la următorul lucru vis-a-vis de ce spuneați. Cu ani în urmă a fost luată o măsură prin care CASE-urile se plătesc de către angajator. Atunci a fost iarăși o lovitură imensă în cârca mediului privat, care de fapt duce greul în țara asta și PIB-ul practic îl face mediul privat, da? Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Acum, ce au făcut? Ce fel de reformă au făcut guvernanții? Au venit și au pus încă o măsură destructivă în cârca privatului. Îi impozitează venitul. Deci vă dați seama ce absurditate, unde s-a putut ajunge. Oamenii ăștia nu cunosc economie, cred că zero sau, mă rog, nu vor. La guvernare se află și Partidul Național Liberal. Păi asta mă surprinde, că sunt discuții și referitor la cota unică și văd că liberalii nu prea sunt vocali. Păi cota unică este de căpătâi pentru liberali. A fost măsura pe care ei au susținut-o și și-au dorit-o dintotdeauna. Acum vii și impozitezi venitul. Păi vor fi firme și există firme care pot avea un venit mare, dar să nu aibă profit, să fie într-o situație în care nu au profit. Păi de unde plătesc ei cota respectivă din venit dacă firma n-are profit, adică n-are bani? Deci vă dați seama ce inepții, ce se întâmplă, ce gândire, deci astea toate sunt chestiuni comunistoide, domne, care vin din trecut. Deci noi nu gândim în perspectivă să încurajăm mediul privat, să încercăm să ajungem și cu salariile în mediul privat într-o realitate. Noi dăm salarii, unde dăm salarii babane, da? În sistemul public. Acolo unde se pregătesc reforme. Unde sunt acolo 1.300.000 de salariați, da? Și acolo salariile sunt, știți cum, așa, dă-i să meargă, distracție mare. Păi nu se poate, muncesc din 10, muncește 1, restul plimbă hârtii și iau aceste salarii. Păi vă dați seama cât împovărează 1.280.000 de oameni bugetul României prin aceste venituri enorme, aceste salarii enorme care li se dau.
Deci astea sunt lucruri care trebuie să ne dea aritmetica de gândit. S-a cam schimbat, cel puțin în politică, calculele nu mai dau de nicio culoare și de niciun fel. Nu că în politică gândim totul prin prisma politică, nu acceptăm adevărul ca să ne putem corecta ulterior. Deci luăm măsuri greșite care nu au nicio perspectivă, dar nici nu recunoaștem, băi frate, am greșit, greșim, perspectiva este jalnică. O să vedeți ce să se întâmple de la anul încolo, pentru că lucrurile n-au cum să fie mai bune. Deci nu au cum. În buzunarul pensionarului, da, o să fie poate ceva mai mulți bani, dar prețurile vor lua razna, inflația va crește. Și atunci unde ei? Nu? Ce iei la moară, dai la punte și sănătate. Care-i câștigul? Numai vorbe, numai povești. Și liberalii, tac, nu spun nimic. Acești liberali vânduți PSD-ului. Asta e adevărul. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult că ați fost nu mai pot să spun un singur noi. Cuvânt. Vă mai las 30 de secunde. 30 de mai secunde. Ofer. Astăzi este sărbătoarea Sfintei Varvara, ocrotitoarea familiei, a oamenilor bolnavi, aflați în suferință, a constructorilor, a minerilor, a geologilor, da? Și este o sărbătoare foarte importantă, ca să spun așa, și cu această ocazie branșei mele de mineri, că eu fiind ingineri mei, le urez la mulți ani. Așa, cu o ușoară nostalgie. Cu o ușoară nostalgie, da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență încă o dată. Să aveți sărbători binecuvântate, că mulțumesc. Mai e puțin și intrăm în acest spirit al Crăciunului. Să fim sănătoși și să ne bucurăm de aceste zile care vor veni. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Eu vă doresc o dupămoasă frumoasă și rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!